Ce ziceți, îmi place update-ul? Ro, ce e asta? Poți afla acest lucru doar dacă vizionezi clipul până la final. Ok, avem aici mare background în spate cu The Smurfs, ok. Un event unde avem chiar prima hartă, harta de Waterside, un rush hour și un bloc de Shenless. Chiar aveam chef de un bloc de Shenless. Deci înainte să începem să luăm pesul, să-l maxăm și să ne uităm puțin la el așa. Pun pariu că nu poți să dai pe să apeși pe butonul de like în 3 secunde. 1, 2, 3 și like. Ok. Bro, ce tare ai skin-ul cu moartea, bă. Îl activăm frumos. Acum îl maxăm. Ok, și ultimele tokenuri. Uite, avem acolo și mount-ul special. Și am luat tot pe suciat. Acum o să luăm skin-ul ăsta. Îl analizăm puțin. Mothman. Adică e o molie. Dar totuși o să joc cu Dead prima dată. Nu știu, mi se pare șmecher. Uitați-vă puțin așa. Bro, e top rău. N-aveți ce zice, arată prea top skin-ul ăsta. Echip direct, nici nu discut. Emote-ul. Nu are o animație anume sau nu cred că trebuie să aibă, ok. Interesant. Avem aici niște shard-uri pe speciala asta. Tot așa una zburătoare, o știm de pe beta. Splurk got, ok. Și restul o să le iau din PES după, că n-are rost să le iau acum. Că gen, nu sunt așa importante. Bun, am luat tot ce trebuia și bro, ce bine arată skin-ul ăsta în match. E prea top, prea top. Haideți să vedem că am văzut că am niște taunturi în PES. E specială. Dar asta chiar merită să fie specială, vă spun sincer. Băi, top rău. Nici nu știam pe ăsta, ca să înțelegeți. Cred că e cea mai șmecher specială pe care o am de când am speciale. Hai să vedem. Dăm echip la emote. Bine, s-a dat automat, da, gen. Uite, ia. Mamă, ce taunt șmecheros. Ok, îl punem pe ăsta. Ua, bă, dar arată bine emote-ul pe Phantom, măi, asta e așa că... E tare. Ok, acum știm clar că o să ne jucăm la The Other Side. E bine la OP, deci o să o luăm. O să mă încurce puțin emote-ul ăla nou, dar... O să intrăm pe bloc, deci după aceea că vreau să văd exact cum funcționează și emote-ul. Deci haide să dăm un match. Sper să mă aud ok și... Da, dați un like și un subscribe dacă vă place update-ul și mai veți episoade. Trebuie să mă descurc. E obligatoriu. Mamă, dar câți au skin-ul ăsta cu Dead. Bă, dar e frumos, e tare rău. Stați așa, mă, bă, dar e prea top. Ah, am murit deja. Ok. Bila. Bă. O, oh, da, am avut ultimul noroc, nici nu mai știam ce să vorbesc. Nu am făcut nimic cu noul emote, măcar nu m-am încurcat. Bă, dar are cooldown 10 secunde, bro, e ciudat. Cu 10 secunde cooldown. Momentan n-a murit nimeni, aici cred că sunt mulți pro player care chiar a jucat tryhard pe harta asta. Eu nu sunt unul din ei. Ei, a. E bun, e cea mai grea hartă. Deci dacă ajungi la Rush Hour sau chiar la Endless, ești bun rău. Te respectă stumble-ul. Uai, bă, stai mă că nu. Nu-i bine. A, ba da, e chiar bine. Mamă, bro, dar nu se mai înțelege nimic deja. E bine că ăștia care am jucat de pe beta, mai știm una alta. Și, bă, nu te cred. Că până la urmă s-a terminat runda asta chiar mai rapid decât mă așteptam. Bro, avem și acolo fundal în spate. Bro, îmi place. Frumos șochii. Am target pe Bobby. Vreau să-l bat pe Bobby. Mamă, palau. Uai. Bro, dar-i frumos rău skin-ul ăsta cu Dead. Ok, l-am luat pe palau. Aaa, da, dai pumn, urâtule, dai pumn. Hai pisicuța, pisico...
Cu pisica. Aolo, bă, mi-au pumn de la pisică. N-am făcut nimic runda asta. Asta nu contează, bă, măcar am ajuns în ultima gen. Schimb zburător mă încurcă puțin. Da, am să încerc. Ok, eu aveam pumnul de foc aici, bro, cu ăsta nu prea... Să învățat să dau. Dar le aveam pe amândouă în caz că unul nu mergea gen. Hai că am făcut ceva dacă e. Nici ăsta nu le prea are cu super punch-urile, deci sunt safe, cred. Avem unul asigurat. Stop the cap. Emote-ul e șmecher. E ceva inovativ, ceva nou. Dar nu prea înțeleg. Trebuie să-l învăț. Ok, asta-i. Deci stăm așa. Și m-a ajutat cu ceva, că nu m-a ajutat, asta-i. Îmi place și noul movement, cred că am zis de peste 20.000 de ori pe live-uri chestia asta. Poate primul match de la event, primul win. Să spargem. Mamă, am și căștile și iară joc puțin prost. Fix ultimul a murit, bro, dacă aveam picior scăpam. GG. Ok, hai să vedem. The other side. Deja sunt învățat. Am crezut că îmi dă crash telefonul. Ok, nu mi-a dat. Bro, e ciudățel skin-ul ăsta, n-am să vă mint. Dar cum am scris, cum am zis, frumos. E frumos rău. Ia stați așa, ne punem. Ne punem, dar nu ne-a ajutat, ok. Mă pun așa. Ah, stai că. Ok, ok. Aici nici nu știu de ce m-aș panica, bro. Că e prea ușor. E prea ușor. N-ați auzit nimic. Ok, ok, jump aici. Body block în prostie, uite, cu trambulină, perfect. Ok. Vedeți de ce e bila bună? Vedeți de ce e bila bună, chat? Că-i... Doamne, ce e asta, bro? Și așa, într-un episod am țecut prin mașină. Nu știu cum. Deci, și de ce se întâmplă asta, dar na. Bine, adică știu că e bug classic stumble, dar... Ah. Oricum, harta asta e mai... E mai mult de gândit pe ea decât pe bloc. Deci pe bloc, deci dacă ai emote-ul de pumn, ești zeul. Aici nu. Trebuie să ai un pic IQ. Ua. Mi-am bătut joc rău. Dar lasă că oricum câștig. De exact ce ziceam, am crezut că am murit, dar am câștigat. Ok, revenim pe rush hour. O să facem live-uri. Chiar mai multe. Adică nu o să mai băgăm doar bloc. Deci oricum de ieri am început să nu mai bag... Doar bloc, deci să bag și alte hărți. Mam, bro, dar vezi că e deja prea easy, gen, nu fac nimic. Bro. GG, ce să zic, ce, nu știu ce am făcut. Ok, și am revenit în ultima rundă. Bloc de Shenless, Mossul skin. Nu știu, ăla, de primul skin din PES, nu prea-mi place cum arată el. Cel puțin mie, adică dacă vă place, scrieți în comentarii de asemenea. Și nu uitați, lăsați comentarii pentru a-mi da și o seama dacă vă plac clipurile și dacă mai vreți. Ok, mamă, vedeți că, ia uitați-vă cum facem cu taunt-ul și cu astea, bro, schemă de pro player. Meu are picior, bro. Hai că nu dau double jump, că dacă dau double jump mor deja. Și măcar să fiu și să fiu al optelea care moare, adică să nu mor, gen. Ok. Am ceva eu acum de, nu mă simt de parcă joc așa bine, adică simt că joc slăbuț. Ok, deja m-am învățat cu movement-ul ăsta nou. Ah, ok. Hai să dăm așa perfect taunt-ul. Nu nimeri niciun punch pe episodul ăsta aproape. Încerc să-mi fac eu tricul ăla al meu și nu mi-a ieșit tricul. Da, mi-a ieșit alt tric, ok. Mi-am bătut joc rău. Stai. No. Fuai, ce m-am panicat, bro. Bro, imposibil să dai, cred că, super punch. Bă, da, nu, vi se pare vouă sau vi se... Da, se mișcă gen skin-ul ăsta, what? Mamă, am zis că l-am nimerit, bro.
E bun, am jucat-o ca... Ok, totuși voi da vina pe skin, pentru că... Bro, e complicat, nu știu, nu joc niciodată cu skin-uri zburătoare. Dar îmi place, v-am zis, e șmecher. Dar o să-mi iau înapoi Libra al meu, cu care mă joc eu cel mai des, și să vedem cum o să ne descurcăm acum. The other side, ok, suntem învățați. Eu sunt învățat. Bă, dar mi se pare mie sau am ping. Bro, asta nu este bine. Asta este deloc frumos. Am jucat bine, de... Nu se poate, cel mai bun jucător de Stumble. Ok. Hai că acum încerc să joc ok. Că oricum joc mai ok că-i skin-ul de... M-am pus pe burtă, what the f... Ce a încercat playerul ăla să facă, bro? Să facă troll? That playing... Ce? Bă, ce s-a întâmplat acolo? Să-mi spună și mie cineva. Hai să fim chill. Se simte lăguit așa, e ciudat rău pentru mine. De ce dădeam jump când eu nu dădeam jump? Nu știu, ați văzut cum făceam de parcă eram pasăre, nu? Așteptăm acolo, perfect. Bine, de fapt nu așteptăm acolo. Așteptăm aici. Ca apoi să facem asta. Ca apoi mai bine mă aruncam eu direct. Nu mai sunt mulți. Poți să fii pro player și să trăiești. Ok. No, aici stau, aici. Acum facem asta. Nu cred că m-a așteptat prea mult. Dar m-am calificat, e bun. Uitasem. Eu mă așteptam acum să-mi dea bloc, deși. Dar nu mi-a dat bloc, deși. Mamă, nici acum n-am nimerit panciu. Dacă mamă, bro, invizibilul. Ce? Ce? Bro, mi se pare mie sau runda a doua e cea mai easy rundă din... de aici? Adică vă spun sincer, ai timp să te panichezi mai mult la prima rundă. Hai să zicem și la ultima. E blow dash. Dar nu prea am găsit o player care să știe să dea super punch-uri la normale sau la eventuri. Doar dacă joci cu cineva care știe și na. Dar să nimeresc eu un party cu unul care e chiar bun, nu pe super punch-uri rău gen, n-am nimerit încă. Așa, pe live-uri m-a zburat o grămadă, asta nu contează că l-am zburat și eu pe ăsta gen. Bro, am intrat cu pumnul în el, nu m-a ajutat cu nimic, what the fi? Așa, zboară, folosește-te de banană și eu... ziceam că îi dau punch. Mai bine nu mai ziceam gen. Bă, dar se fac invizibil, oamenii mei fac abuz de emote-ul ăla. Ok. Am dat punch la unul invizibil, o să zică că am hack. Sau așa. What the f- bro, cât l-am aruncat. Numai că păcat că nu l-am omorât. Practic e degeaba, l-am aruncat. Și pe ăsta. Bine, tot mai ok e piciorul. Pentru mine, că gen dădeam un picior acolo printre țep și era mai safe. Ok, am dat punch, l-am omorât. Bro, era să facă trick nebunul. Ok. Hai că am uitat că eu pot să fac cu taunt-ul. Ok, bro. Am luat coroana, fiți atenți, bro, că ține și de skin. E vina skin-ului la mine oarecum, că nu prea eram învățat și gen dai fail la trick-uri. Bro. În concluzie, update-ul ăsta e super șmecher. Mă așteptam la ceva puțin mai rău, nu știu de ce. Dar e chiar top update-ul. E top, dar acum știți ce vreau să știu? Două chestii. Unu, dacă îi dă other side la custom. Și doi, dacă are vreo utilitate emote-ul ăsta gen. Așa că hai să vedem. Nu muriți ca să testez și eu emote-ul pe voi. What? Deci s-a dus în cu tot o altă parte. Și acum stau 10 secunde, nu? Da. Între timp am timp să fac și fază de montaj. Exact ce ziceam, bro. Stai, acum? Nu, bro, nu înțeleg emote-ul ăsta. Stai așa. Deci, stai. Bro, dar nu e ok, bro. Eu nu-l înțeleg, stai. Deci o să-l dăm.
Dă-te bă, emote-ule. What? Bro, l-am nimerit. Bă, aici ține să ai noroc, gen, când îl dai. Lol, bro, hai. Nu, nu fi prost. Da. Am acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și un subscribe. Și să intrați pe serverul de Discord. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa.